Dragi tineri, dragi adolescenți, mă bucur să petrec câteva minute împreună cu voi și mă bucur să vă spun încă o dată că sunteți minunați. Și Dumnezeu a pus în voi ceva minunat. A pus chipul Lui, a pus slava Lui, a pus frumusețea Lui în voi. Și toată această frumusețe pe care Dumnezeu a pus-o în voi, e important ca voi să o păziți. Să vă păziți inima, să vă păziți mintea și să trăiți o viață curată în mijlocul unui neam păcătos, în mijlocul unei lumi care este pervertită. Voi să fiți ca niște lumini care luminează în întuneric, să fiți ca o cetate situată pe un munte, să fiți ca un far care luminează și care aduce speranță pentru tinerii din jurul vostru. Și voi sunteți chemați de Dumnezeu într-o vreme ca aceasta să reprezentați slava Lui pe pământ și să aduceți încredere și speranță celor de vârsta voastră. Pentru aceasta e important ca viața voastră să fie trăită curat, ca mintea voastră să fie curată, ca inima voastră să fie păzită de întinăciunea din lumea aceasta. Și aș vrea să citesc un pasaj de la 1 Corinteni 6, 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat un trup și ți-a dat un trup minunat. Dumnezeu ți-a dat minte, Dumnezeu ți-a dat inimă, Dumnezeu ți-a dat înțelepciune, Dumnezeu ți-a dat emoții, Dumnezeu ți-a dat discernământ, Dumnezeu ți-a dat un duh prin care poți să iei legătura cu Dumnezeu și poți să ai o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat urechi care aud, Dumnezeu ți-a dat ochi care văd, Dumnezeu ți-a dat resurse și ți-a dat tot ceea ce ai nevoie ca să trăiești o viață bună, o viață curată, o viață sfântă. Dumnezeu ți-a dat oameni lângă tine care te pot îndruma, care te pot încuraja, care te pot ajuta. Fii destul de înțelept și destul de smerit ca să ceri ajutorul lor atunci când te afli în dificultate. E important să-ți aduci aminte că corpul pe care Dumnezeu ți l-a dat este templul Duhului Sfânt. Dacă tu crezi în Dumnezeu, dacă tu crezi în Isus Hristos, atunci corpul tău este templu pentru Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit și Duhul Sfânt locuiește în tine. Ascultă de îndemnurile Duhului Sfânt, ascultă de îndemnurile pe care Dumnezeu le-a pus în inima ta, ascultă vocea Duhului Sfânt, ascultă de ceea ce Dumnezeu îți spune atunci când te avertizează să te ții la distanță de orice lucru rău. Dumnezeu nu este împotriva plăcerii. El vrea ca noi să ne bucurăm de viață și încă de o viață din belșug. În Ioan 10:10 spune așa: hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească, dar Isus a venit ca oamenii să aibă viață și încă viață din belșug. Dumnezeu nu vrea ca tu să stai singur, ca tu să trăiești o viață lipsită de dinamică sau lipsită de plăcere. Dimpotrivă, cea mai frumoasă și mai palpitantă viață este viața pe care o trăiești cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să trăiești în relație cu El cea mai frumoasă aventură. Și cineva spunea odată: viața cu Dumnezeu este o viață de care nu te plictisești niciodată. Mereu este dinamică acolo, mereu este viața acolo, este aventura. Și eu îți doresc să trăiești cu Dumnezeu cea mai palpitantă aventură din viața ta. Să guști și să vezi cât de bun este, să guști și să vezi cât de interesant este, să guști și să vezi câte gânduri bune și câte planuri bune și câtă bucurie, câtă pace, câtă bunătate are Dumnezeu pentru tine. Îți doresc să trăiești cu El cea mai frumoasă aventură din viața ta. Vorbește cu El ca și cu cel mai bun prieten al tău. Fă din Dumnezeu cel mai bun prieten al tău. Trăiește-ți viața împreună cu Tatăl, împreună cu Isus și împreună cu Duhul Sfânt. Receptează vocea blândă a Duhului Sfânt și vezi ce-ți vorbește El, ce lucru îți arată El și ce planuri are El pentru viața ta. Iar dacă nu poți să discerni această voce, Vorbește cu cineva despre asta, care te poate ajuta să cunoști vocea blândă a Duhului Sfânt și să o poți identifica atunci când îți vorbește. Dumnezeu știe că plăcerile păcatului în cele din urmă ne duc mai departe decât dorim să mergem și ne costă mai mult decât dorim să plătim. Tu poate crezi, văzând pe tinerii din jurul tău cum își trăiesc viața, că poți trăi ca și ei, fără să fie consecințe în viața ta pentru o astfel de viață. Dar Biblia trage semnale de alarmă din nou și din nou și din nou, că alegerile pe care tu le faci în prezent au consecințe grave asupra ta, mâine, poimine sau în viitorul tău. De aceea e important să te păstrezi curat. Evrei 11, de la 24 la 26. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, deși el s-ar fi putut bucura de multă cinste, de multă apreciere, de multă plăcere, dar el și-a dat seama că este ceva mai important decât plăcerea trăită pe moment. Și Moise, cu toate că avea avantajul de a fi fiul fiicei lui Faraon și de a se bucura de multă plăcere și onoare la curtea regelui, el a reușit să-și dea seama că este ceva mai important decât asta. Și citesc din nou, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Toate lucrurile au o răsplătire. Fie este o răsplătire benefică, fie este o răsplătire care aduce distrugere. Există o răsplată pentru toate lucrurile, pentru toate comportamentele, pentru toate deciziile, pentru toate obiceiurile există o răsplată. Răsplata asta poate să-ți facă bine sau nu, în funcție de caracterul și în funcție de natura alegerilor pe care tu le faci. În plus, oricât de bun ar fi călătoria, o plăcere artificială nu mulțumește niciodată cu adevărat. Gândește-te că poate un drog îți oferă plăcere, dar niciodată această plăcere nu te satisface cu adevărat. E o plăcere artificială. Ce este artificial trece ușor. Ce este artificial lasă în urmă un gust amar. Ce este artificial nu te poate satisface cu adevărat. Drogul este o plăcere contrafăcută. Este o plăcere artificială pe care tu poți să ți-o administrezi, dar niciodată nu te va face fericit. Îți va induce doar o stare temporară de plăcere. Dar când efectul drogului va dispărea, tu vei simți un gol în sufletul tău, o dezamăgire, un dispreț. Vei simți că ești supărat pe tine însuți, că ai apelat la ceva ce știi că îți face rău, doar pentru a avea o plăcere de moment. Pentru tine, astăzi, este cuvântul lui Dumnezeu care îți spune: ai grijă de inima ta, ai grijă de sufletul tău, ai grijă de corpul tău. Corpul tău este templul Duhului Sfânt, ai grijă ce faci cu el. Dumnezeu te vrea pentru el, te vrea cu o inimă curată, te vrea cu o minte curată, te vrea cu un corp curat, te vrea cu o viață care să reflecte măreția și frumusețea lui. Mulțumesc!